După victoria înregistrată săptămâna trecută contra echipei din Ploiești, în această dimineață gruparea coordonată de Victorina Boraș a trecut în palmares încă un rezultat pozitiv. Slătinencele au jucat împotriva sportivelor de la CSM Galați, pe care le-au condus pe tot parcursul meciului. Scorul final al partidei a fost 25-19, iar Slatina se menține pe locul 10 în clasament. Ne așteptăm în primul rând la un meci greu, pentru că știți cum e, și noi am fost în situația asta și când ești cu sabia deasupra capului, luți până la ultimul minut. Din fericire, fetele astăzi au jucat bine, nu extrem de bine, pentru că au jucat extrem de bine, trebuie să ne menținem în cazul de 10 goluri. Deci, din păcate, când am ajuns la 10 goluri, s-au relaxat, deja se bucurau. Însă, le felicit pentru atitudinea lor de astăzi, extrem de important pentru noi. Este faptul că sunt sănătoase, pentru că, așa cum știți, eu am doar 10 jucătoare de cover la dispoziție. În duelul disputat la Sfântul Gheorghe, Victorina Bora a introdus în teren și noul portar al Slatinei, ucraineanca Victoria Timoshenkova. Este o jucătoare cu mare experiență, însă trebuie să avem un pic de echilibru astăzi, pentru că vine după o perioadă destul de lungă de inactivitate. Chiar dacă ea s-a pregătit, în momentul în care te pregătești cu o echipă, lucrurile se schimbă, trebuie să avem un pic de răbdare, pentru că a lipsit competiția destul de mult timp. Așa, eu mă bucur că în momentul ăsta am trei portari pe care mă pot baza, o am și pe Claudia Zascu, jucătoare tânără, 2002, născută, poate crește lângă ele. Așa le-am folosit pe toate trei astăzi și sunt mulțumită de aportul lor. Pe 7 martie, în cadrul celei de-a 15 etape a Ligii Florilor, CSM Slatina va întâlni echipa HC Zalău.